Părinți cu sufletul sfâșiat, împietriți de durere, lacrimi, neputință, sute de oameni și zeci de coroane de flori. Aceasta a fost imaginea de la mormântarea Teodorei. Buda Teodora, tânăra de 18 ani, care s-a stins din viață luni 20 aprilie 2015, iubea desenul și pictura. Cei care au cunoscut-o sunt șocați și nu pot să creadă că nu o vor mai vedea. Era elevă la Liceul de Artă Ioan Sima din Zalău, secția Arte Plastice, în clasa 11-a și visa să urmeze Facultatea de Arte. Familia, colegii, profesorii și prietenii au condus-o joi pe ultimul drum și au adus un ultim omagiu adolescentei, care a plecat mult prea devreme din această lume. Teodora era o elevă talentată, participase la vernisaje, expoziții și olimpiadă. Pentru că nu a apucat să îmbrace rochia de mireasă, familia a ales ca ea să o poarte în drumul ei spre îngeri. Mesaje de condoleanțe au fost scrise și pe pagina sa de socializare. Vei rămâne mereu pentru noi o ființă gingașă plină de bunătate, iubire și prietenie. Dumnezeu te-a chemat la El să îi întregești oastea de îngeri. Avea nevoie de un înger care să picteze, nu doar să cânte. Așa vei rămâne și pentru noi, un înger care ne va veghea din ceruri. Dumnezeu să odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndurerate.